Ei, uite, așa se întâmplă, oameni buni, în momentul când nu ai timp de cosit, nu mai ai timp din cauza treburilor foarte dese să ai grijă un pic și de livadă. În acest fel a crescut iarba de la ultima coasă. Știți foarte bine, am cosit pentru prima oară în acest an, luna trecută, luna aprilie. Acum, bineînțeles, a crescut iarba foarte mult. A și plouat, au fost și perioade fără ploaie, dar iarba crește oricum. O iarbă diversificată, am mai dat eu și gazon anul trecut, dar gazonul foarte, foarte puțin, trifoi, lucernă, fel și fel de bălării. Important că am iarbă aici, așa cum mi-am promis și cum mi-am propus de fapt. Bineînțeles și aici am dat furtunul ca în livada mixtă pe partea dreaptă. Cosesc aici, după care mut furtunul pe mijloc și mă apuc și de partea dreaptă. Și cam așa arată iarba. Foarte mare, 40-50 de centimetri, acolo pe lângă gard. Așa arată și livada mixtă, formată din soiurile, livada mixtă de mere, formată din soiurile Golden Delicious pe partea stângă și Starkinson Bo de epure. Au avansat și pomișorii foarte, foarte bine. Mă uitam zilele trecute, deja în urmă cu o săptămână au apărut afidele. Încă nu am avut timp ca să fac o stropeală, dar o să stropesc zilele următoare. Afidele afectează foarte mult lăstare tineri, după cum bine știți, v-am mai arătat și știți foarte bine cei care aveți livezi, pomi. Asta e. Deci așa se întâmplă că nu ai timp, ai foarte multă treabă de executat, drumuri de făcut și așa mai departe. Uneori rămâi în urmă, eu am rămas de atâtea ori, pentru că nu stau să mă ocup doar de această livadă, fac, acum mai fac peste două săptămâni, trei, nu. Am foarte multă treabă și v-am spus de atâtea ori, în anumite clipuri, nici nu am timp să filmez. Seara pic rup de oboseală. Așa se întâmplă când ai gospodărie mare, când locuiești la țară. Nu tot ce zboară se mănâncă, cum cred unii. Am irigat săptămâna trecută pomii foarte bine, acum uitați, din cauza că nu a mai plouat, a fost secetă, foarte cald. Pe timpul zilei, pentru că seara și dimineața e destul de frig și la această suntem undeva la jumătatea lunii mai, da? Pământul e tare și trebuie să mai fac și o irigare, aduc motopompa. Așa se întâmplă, că ai pomi, ai livada, ai o plantație, trebuie să stai de ea. Uneori mai rămâi în urmă cu treburile, dar așa se întâmplă. Uitați, dacă tot sunt aici în livadă, că am vrut să mai fac un clip, dar o să fac eu luna asta, să vedeți și voi cum arată fructele, pomișorii. La penultimul măr, anul trecut ați văzut că am avut mari probleme cu el. A început să se usuce, de fapt el este verde, da? Și anul trecut, când am secționat și în acest an, dar a început să se măneze foarte mult. A fost singurul de fapt care s-a mânat. V-am arătat care atunci, la momentul respectiv, am făcut și un clip. Toți pomișorii au pornit foarte bine, niciunul nu a avut probleme, aici nu am dat niciodată cu erbicid. Dar bineînțeles că ăsta nu știu ce l-a apucat. Anul trecut trebuia să crească la fel ca ăștia, vă dați seama, foarte, foarte greu. Sper ca să-și revină. Eu am speranțe că el este viu, vă dați seama, e verde. Vreau să vă spun că ăsta e singurul. 5 mere au făcut în acest an fructe, dintre care la 3 au rămas 2-3 mere rod, dar ăsta a fost plin de flori. V-am arătat în acel clip scurt. Din păcate toate florile, bineînțeles, au căzut. Au avut, cred că, în jur de 30 de mere, oricum nu le ținea și eu nu le lăsam. Au căzut toate, să văd dacă mai e vreo unul. A mai rămas aici un măr, uitați. Da? Așa arată, e măr sănătos. În rest, toate au căzut, toate fructele, că aveau foarte multe fructe, vă dați seama, dacă a fost plin de flori. Uitați, florile cum cad. Asta sper să rămână. Dar el nu mai avansează, vă dați seama, uite, lăstarii nu mai avansează. Să văd dacă nici în acest an, la toamnă, sunt nevoit ca să-l schimb. Păcat. Uite așa pierzi 3 ani. Păcat de acest măr, îmi pare foarte rău, dar asta e. L-am mai stropit-o cu anumite chestii, dar văd că nu și revine deloc. Deși este viu, nu știu ce se întâmplă. Singurul care am trecut, pur și simplu v-am spus, s-au mânat frunzele. Am dat cu o substanță, un fungicid de fapt, foarte bun și a revenit. Altfel era uscat complet.
Asta e treaba. Bun, acum o să mă apuc de treabă și o să mă vedeți în acțiune cu motocoasta din dotare de la micul fermier GF0915 luna viitoare. Face 5 ani, împlinește 5 ani, atunci o să fac un clip. Uitați, pomișorii, ce frumos avansează după acele tăieri. I-am scurtat așa cum trebuie și uitați ce lăstari viguroși, unii au crescut la 30 de cm până acum la această dată. Suntem la jumătatea lunii mai, foarte frumoși. Până la toamnă, vă dați seama, o să crească și mai bine și anul viitor vor intra, cred că majoritatea pe rod, pentru că acum am avut 5 pomișori care au înflorit, nu complet, dar au înflorit. Am câteva mere, dacă le vor ține, vă dați seama. 2-3 mere acolo, la fiecare cred că am. Cam așa arată pomișorii. L-am direcționat și șarpantele. O să fac un clip, că v-am promis că fac un clip, dar nu am avut timp. Da? Am pus acolo niște bețe pe post de chiroane și uitați cu ceva sfoară am direcționat pentru că aveau creștere verticale, nu orizontale așa cum trebuie. De fapt, și în acest fel se vor garnisi cu rod și anul viitor, cu elemente de rod și anul viitor vor fructifica cei mai mulți dintre ei. Da? Așa se procedează în momentul când pomișorul nu crește exact cum ne dorim noi. Rar mai găsim un pom care crește. Uitați, s-au îngroșat și tulpinele de fapt foarte mult. Da? Avem 4-5 șarpante, lăsați una, două de rezervă să vedeți cum se evoluează celelalte și în acest fel toamna sau primăvara anului respectiv puteți să eliminați și să lăsați 4 șarpante maxim. Am direcționat să crească într-o poziție optimă. Se poate observa, da? O să revin cu un clip, cred că luna asta, dacă am timp să-l filmez. Uitați, asta vă spuneam, au apărut și afidele verzi, furnicuțele, bineînțeles, trebuie să execut neapărat un tratament cât mai curând, că afectează lăstarii tineri. Nu au treabă cu altceva decât cu lăstarii tineri, cu frunzulițele tinere. Ăsta a scăpat, dar la foarte mulți meri au apărut afidele și trebuie să le îndepărtez. Radical.
Așa arată iarba și prin livada mixtă, livada formată din gutui, cireș, vișini, mai multe soiuri de păr. În unele porțiuni a crescut iarba, aici am semănat și gazon anul trecut, v-am mai spus în clipuri. În unele porțiuni a crescut iarba foarte, foarte mare, 40-50 de centimetri. Aceste urme sunt de la motosapă, am umplat aici cu roțile metalice, am cărat ceva în urmă cu 2 săptămâni și de asta a fost moale și am intrat mai mult decât trebuia. Uitați, oameni buni, cât de crăpat este pământul, a plouat, dar insuficient, vă dați seama, uitați ce crăpat e pământul aici la noi în zona. Am dat furtunul pe partea aia, dau cu motocoasa pe partea stângă, după care mut furtunul și pe partea dreaptă fac ultima trecere cu motocoasa. Pere Williams, uitați, în această porțiune am dat în urmă cu 2 ani de zile nisip lut și uitați ce frumos a crescut iarba, iarba foarte mare,
Uitați, acolo în față, asta se cosește foarte rapid pentru că e iarbă moale. 40-50 de centimetri aproape, vă dați seama. Am revenit a doua zi, așa arată terenul cosit, livada, aici suntem în livada mixtă. Neapărat trebuie să irig pomișorii pentru că deja pământul s-a uscat, nu am avut timp. A, și mâine iarba se usucă complet, uitați ce crăpat e pământul, vă dați seama că nu a mai plouat așa cum trebuie de foarte mult timp, uitați, pământul e crăpat. Realitatea. E mai mare drag o altă mâncare de pește să te uiți într-o livadă cosită, îngrijită. Vedeți că sunt momente când nu ai timp efectiv să le ții din scurt. Eu încerc să le țin din scurt pentru că am foarte multă treabă în gospodărie. O gospodărie mare, așa cum ați văzut și voi, dar uneori e mai greu un pic. Mai ales că n-ai foarte multe plantații, livezi, e complicat. Aici unde a fost iarba moale, am avut noroc că a fost o iarbă mai moale, foarte ușor de cosit. Și acolo, da, trebuie să irig, dacă mâine cu siguranță o să irig pomișorii, dacă am timp. Aici, oameni buni, am intrat în livada tânără de meri, așa arată ea cosită. Am două furtune la fel, v-am arătat și anul trecut. În momentul când vreau ca să irig livada de meri, bineînțeles, conectez la motopompă, mai am o mufă specială, conectez și celălalt furtun și îmi fac treaba exemplar.
nu trebuie picurare, pentru că v-am spus, anul trecut era în plan să fac picurare, dar e mult mai mult de muncă, te costă ceva în plus, așa cu și picurarea, vă dați seama, trebuie să stai ore întregi, să ții motopompa ore întregi. Și din punctul meu de vedere nu este, adică e foarte bună picurarea, v-am spus, am și la grădină și la mure, căpșuni, viță de vie, însă la pom trebuie să stai mult mai mult și câteodată nu ai timp. Așa, ai venit odată cu furtunul, ai dat drumul la motopompă, bineînțeles, apă suficientă am în fântână, niște zvoare foarte bune și la fiecare pomișor dau 20 de litri, 30, depinde acum, foarte rapid, într-un timp foarte scurt, în maxim o oră termină toate livezile, ambele livezi. Uite așa aici, da, s-a crăpat pământul. Neapărat trebuie să iric pomii. Cam așa arată livada a doua zi, după ce am cosit cu firul. O să mai crească, bineînțeles. Să vedem acum peste 3 săptămâni, cam așa. Sper că ați înțeles, de asta vă spun în momentul când nu preferați sau nu, fiecare cum le știe acum pe ale lui, nu aveți posibilitatea. Cel mai bine cu un furtun, da? Pentru că furtunul are un debit mult mai mare și volumul de apă este mult mai ok, da? Și imediat irigați pomișorii. V-am spus cum procedez eu. De exemplu, dau drumul la motopompă, mă duc la capătul furtunului. V-am arătat așa anul trecut, de fapt. După care urmează să irig foarte bine fiecare pomișor. Întotdeauna vă recomand să nu puneți foarte multă apă, da? Puneți suficient, oricum intră în pământ dacă pământul este însetat și nu a plouat de foarte mult timp, după care mă duc la fiecare pomișor să nu curgă apa, da, în dreapta și în stânga, să rămână acolo la rădăcină și în jurul rădăcinilor, pentru că rădăcinile sunt răsfirate, da, nu sunt numai într-un loc. Apa trebuie să ajungă la toate rădăcinile, nu numai la rădăcina pivot, cea care forează după pânza freatică, și la rădăcinile din jurul pomișorului, da, ca să spun așa. După care apa se infiltrează foarte bine la fiecare pom, mă duc pe următorul rând, după care mai vin încă o dată, da? În timp ce ud rândul acesta la fiecare pom, după rândul anterior udat, irigat, apa se infiltrează foarte bine, așa ușor, după care, după ce termin cu acel rând, rândul numărul 2, depinde acum de unde vreau să încep, dar în general încep cu rândul acesta, se infiltrează foarte bine apa, revin a doua oară, deci fac două treceri cu furtunul, după care când vin cu furtunul la loc, să-l pun acolo, evident că vin pe celălalt rând, da? Și fac două udări dintr-un foc. Uitați ce frumos arată, o livadă cosită.